PNL de Gotlob sau Lubenița de Dăbuleni, producătorii din Banat, dar și cei din Oltenia, încearcă să cucerească piața și scot în luptă în acest an munți de pepeni. Cumpărătorii spun că diferența o face prețul, iar cei de la Dăbuleni sunt de 5 ori mai ieftini. Câștigul e în gust, susțin însă fermierii din vestul țării. Ce înseamnă sunetul ăsta? Sunetul ăsta ne arată că e la 80% coaptă lubenița. E sunetul profitului? Da. De jur împrejurul comunei Gotlob în Timiș, câmpurile sunt pline de pepeni. Vremea capricioasă a întârziat recoltarea cu 2 săptămâni, dar canicula de care fuge acum toată lumea a venit la timp pentru producătorii de aici. Căldura dă dulceață pepenilor care în câteva zile ajung pe tarabe și în magazine. La ora actuală arată chiar foarte bine. Avem una aici, 2, 3, 4 pe metru pătrat, chiar 5 bucăți. Chiar sunt foarte mulțumit. Anul ăsta lubenița e foarte bună, fructele sunt uniforme, culoarea e foarte bună. Lubenița de Gotlob este marca înregistrată la OSIM. Lubenița de Gotlob are cel mai bun an. Producătorii de aici se pregătesc să recolteze chiar și 60 de tone la hectar. Comparativ cu eternii rivali de la Dăbuleni, aici gustul face toți banii. Producătorii se laudă că anul trecut pepenilor au atins valoarea 15 pe scara Brix, care măsoară dulceața fructelor, în condițiile în care la 10 deja vorbim de gust spectaculos. Faima lubenițelor de aici a ajuns până în Statele Unite ale Americii. I did taste the watermelon here in Gotlob. It tastes amazing, beautiful, better than America. Has authentic taste, very sweet. How is the watermelon in Arizona? It's not like the ones in Romania. It has more flavor. Și totuși, popularitatea pepenilor de Dăbuleni este greu de doborât. Munții de lubenițe și așteaptă cumpărătorii. Uite! Lubenițe de calitate! Lubenițe de Dăbuleni gustoase! În timp ce lubenița din acest soi mai are nevoie de încă o săptămână până când să fie culeasă, pată neagră e pe final. 5 soiuri au fost cultivate pe acest teren, lucru ce îi permite producătorului să iasă pe piață etapizat. Pepenele de Dăbuleni are însă un secret care îl face unic. Lubenița de Dăbuleni este foarte bună datorită solului. Pământul nostru este un pământ care produce foarte bine lubenițe, un nisip productiv. În bătălia pepenilor prețul dictează. Dacă lubenițele de la Gotlob se vând cu 5 lei kilogramul în piețe, pepenele de Dăbuleni e doar 1 leu kilogramul.